Bine v-am regăsit la Fresh Access. Știai că poți arăta cu până la aproape 10 ani mai tânără doar cu ajutorul make-up-ului sau cu ajutorul coafiurii? Make-up de întinerire, cu efect de lifting. Elena Postica e în platoul Fresh Access și o să ne facă o demonstrație în direct. Cum putem arăta mai tinere așa? Cât ai spune pește? Cât ai zice pește? Dar degeaba ești frumoasă și arăți tânără dacă ai inima frântă. Știți, dacă îi spui cuiva că te doare ceva fizic, te doare capul, te doare mâna, te doare piciorul, te compătimește. Îți dă o pastilă, stă cu tine de vorbă. Dacă îi spui că te doare inima, ca inima frântă, e, hai fată, vezi-ți de treabă, du-te, bea și tu niște apă, plimbă-te puțin, ieși în lume. Să știți că sindromul inimii frânte chiar există. Se numește cardiomiopatie și o să ne vorbească despre acest sindrom dr. Tania Tudor. Începe un super Fresh Access. Spuneam la început că poți arăta mai tânără cu până la 10 ani doar cu ajutorul make-up-ului și mi se șoptește din regie, bărbații știu foarte bine asta. Dar nu, noi nu vorbim de ideea că atunci când te demachezi să te sperii. Nu, nu despre asta vorbim. Știu că se uită foarte mulți bărbați la noi care se gândesc, da, după ce se demachează femeia ne speriem de ea. Nu, vorbim de mici trucuri care ne ajută să arătăm mai tinere. Cu efect de lifting, că e vorba de sprâncene, că sunt pensate așa în sus, că e vorba de felul în care îți prinzi părul, că e vorba de cum îți faci pomeții, că e vorba de, ne spune imediat Elena Postica, bine te-am găsit, Elena, și o îmbrățișez și pe Ina, care e modelul Elenei în această seară, e deja seară, nu? Da. Bună seara tuturor! Noi suntem deja în proces de muncă. Am pregătit fața în acest machiaj anti-age. Cel mai important este să avem o piele hidratată, fiindcă asta vorbește despre piele, este ceea ce vorbește vârsta unei femei. Deci cum pregătim fața? Care e primul pas? Am demachiat-o, da, bine, cu apă micelară, o hidratăm cu o cremă potrivită, fie că tupătenul gras, uscat. Și după aceste procedee, deci am folosit un fond de ten cât mai fluid, fiindcă cele ce conțin corector un pic se adună în pliuri. Deci și e important să fie fondul de ten fluid, indiferent de tipul tenului, că e gras, că e sensibil, că e uscat. Oricare din ele se adună în pliuri și îmbătrânește, adică adaugă ani. Dar fondul de ten se adună în pliuri sau pudra aceea pe care o aplici? Bine, după asta urmează pudra. Sub ochi folosim un pic de corector, dar cu pensula foarte mult îl retușăm. Pudra la fetele, doamnele, fetele, cum să le zicem, după 38-40, pudra foarte puțin, e de dorit nu foarte mată, dar cu SIDEF, fiindcă dă strălucire, vitalitate. Așa e translucentă, nu? Da. Prospețime și arată mult mai fresh. Da, vrem să o vedem înainte pe Ina, înainte de a finaliza tu machiajul, ca să facem așa, diferența, da? Cu câți ani o întinerim pe Ina? Cu vreo 7-8, dacă zâmbește cu 10. Da. Deci tu întinerești cu 7-8 și ea se întinerește cu 10, da, dacă zâmbește. Bine, poți să ai un machiaj super, doar dacă emoțiile sunt de tristețe sau atunci. Deci cel mai mare efect de lifting e fericirea. Da, da. Nu? Iată, acum eu folosesc un highlighter, efectul ăsta de strălucire, pentru a da prospețime, vitalitate și fermitatea. Bun, explică, deci tu o dai practic aici, că o să ne filmeze, ne ajută colegii, cu iluminator, nu? Da. În sus. Deci sub ochi. Pomeții ai accentuat? Pomeții am accentuat doar un pic, am făcut corecția feței, dar iarăși nu foarte agresiv, fiindcă în așa mod uneori ne ducem în zona de îmbătrânire. Care e limita? Deci poți să îi accentuezi frumos, să pari fresh, așa tinerică, sau poți să îmbătrânești prin aplicarea fardului?
La ce ar trebui să fim atente? Deci eu am folosit un bronz ușor, leger, fiindcă deci, în natură se socoate că forma feței ideală este ovală. Acum, mai întâi de toate, eu am analizat cum este ina. Loburile sunt un pic deschise, respectiv eu aici am adăugat umbre mai închise. Am făcut un pic corecția nasului, bine, noi toți vrem nasuri mai mici, de păpușa Barbie și tot așa. Și însăși blushul l-am folosit tot bronz, dar mai apoi am să adaug piersic sau un pic de roze. Asta și adaug farmec. Asta e culoarea proaspăt ți-mișa. Corect. Că vorbeam de nas. Cum obținem efectul acela de nas perfect? Cum îl obținem? Iar și nu trebuie să exagerăm mult. Ceea ce vedem în reviste e un... niște lumini speciale, fotografi care mai retușează și se face foarte, ca o sculptare, foarte, destul de mare. Da, da, da. În cazul nostru, ușor, leger, ca să nu, bine, depinde și de eveniment unde plecăm, o nuntă sau ocazie pe care o avem și este foarte vizibil, deci se aruncă în ochi dacă este mult sculptat. Uh-huh. Iar nasul, de obicei, vârful nasului... Se dă cu ceva mai închis, nu? Da, da. Iar vârful îl deschidem. Deci vârful se dă cu ceva deschis. Da, de desubt îl închidem și pe lateral. Iar pe mijloc se dă cu altceva? Iluminator. Iluminatorul pe care îl folosim în zona asta, la fel, se folosește și pe vârful nasului și pe partea de sus a buzii. Iată, cam așa. Bine, noi am dat și am făcut un pic și machiajul de conteului, să fim strălucitoare din toate punctele de vedere. Bun. Deci nu ar trebui să ne lipsească din trusa noastră un fond de ten bun, fluid, la recomandarea ta, o pudră translucentă, un iluminator și un blush, nu? Da, iată cum eu am să iau un blush roze și vedem cum asta... Hai să vedem cum aplicăm blush-ul. Aia, e roz-roz. Bine, da, bine, dăm foarte puțin, nu... Ușurel putem să încercăm pe mână, să vedem, eu deja le cunosc, încă lucrez cu ele și ușor, ușor. Deasupra pomeților, așa. Nu acolo pe iluminator, în zona aceea. Între iluminator și sculptarea pe care noi am făcut-o. Bine, noi ne uităm, deci eu socot așa, fiindcă lucrez în domeniul deja de 17 ani, totul se personalizează. Nu există reguli după care noi trebuie să ne... Fiindcă avem, noi ascultăm preferințele ei, ce am mai avut, experiența ei de machiaj, toate aceste lucruri... Dar câteva trucuri așa pentru machiajul de întinerire, totul se face în sus ca să dai efect de lifting. Care e... Ce înseamnă... Deci noi cu ani, din păcate, totul coboară în jos și la machiajul nostru este important să ridicăm. Până la urmă. Asta e. Dar îmi-te eu. Noi, deci, nu? Noi cu acest machiaj încercăm să nu ne ducem la chirurg, dar să facem niște scamatorii așa între noi. Bine, dar nici cum am zis că te speli și bărbatul nu recunoaște femeia. Că deja. Acum am să pun câteva genuțe. Genele ar fi ok să le punem un pic tot ridicate în sus, fiindcă ne dă efectul ăsta de lifting, ceea ce am spus. Un deci fel de gene aplicate la colțuri, nu? Da, da, da. Și întoarse? Sau... Sunt întoarse, sunt fete care preferă efectul ăsta de păpușă, punem mai multe, dar, cum am zis, la doamnele după 40, în jur de vârsta asta, ar fi ok să nu epatăm mediu pentru machiaj de zi seară. De exemplu, ceea ce facem noi acum nu e... Așa se întâmplă. Și ca să fie pentru... eveniment și de zi și de seară, că noi la orice cumătrii ne ducem, nu la doar seara, dar începem genele, de cu zi. Exact. Genele se aplică doar la colțuri, dar dacă ai pleoapa căzută sau o asimetrie, mai merge să pui desigur, doar merge. La colțul ochiului? Merge, doar că lucrăm cu diferite mărimi. Iată, eu acum am luat două mărimi. M-am uitat la ochiul ine și deja înțeleg ce mărime se potrivește și mă joc cu ele. Deci, capul mai jos.
și privirea unde e mâna mea. Aici sunt câteva reguli și eu ghidez. Așa, întoarce la mine. Să închid ochiul, nu? Bărbie în jos, privirea unde e mâna mea. Deci nu trebuie să închizi ochiul. Uh-huh. Da. Hai că nu eu muncă și machiajul și pentru clientă, ele e tot normal, obosesc. Bineînțeles, bineînțeles. Iată cum. Dar e prima oară, Ina, când ți se face un astfel de machiaj? Puțin mai sus microfonul. Când am fost mireasă și când am avut tot felul de evenimente, da, dar de obicei sunt pe fugă că sunt cu copii, particip la foarte multe evenimente și atunci prefer să mă fac singur, că uite, acum am ajuns minut în minut. Și pot, ce pot să mai adaug din experiența mea proprie, când am avut un eveniment, am curățat fața în profunzime. Da. Ceea ce mi-a recomandat și Elena, adică faci o mască cu o exfoliere, poate o mască hidratantă, pentru că machiajul se menține mult mai bine și se fixează mult mai bine. E adevărat, Elena? Foarte. Deci există câteva reguli pe care le respecti, ai o rutină, ai rutina în sânge. Cred că și sprâncenele sunt foarte importante, Elena. După ce trecem de la gene, da, urcăm un pic la sprâncene, nu? Da, sprâncenele inei, o parte din ele lipsesc, asta cam toate le avem, le mai pensăm prea mult în tinerețe, plus că înainte erau în trend sprâncenele foarte subțiri și acum lucrurile au evoluat și deja ne ducem de câțiva ani tot mai groase, mai groase. Și această formă, sprâncenele groase se potrivesc oricărei femei? Clar că nu, iarăși, după obraj, după frunte, după imaginea. Deci să alegi grosimea perfectă. Iar ce observ și la tine și observ și la mine, după micropigmentare, contează să fie colțurile puțin în sus, nu coborâte. Acesta e efectul de lifting de care vorbeai? Da, da, da. Este chiar o transformare, pe Ina o iau săptămâna viitoare la micropigmentare, acum le voi desena cu un produs mai special care se șterge, dar micropigmentarea deja, bine, nu e pe vecie că nimic nu ține, dar e procedura care ușurează. Fir cu fir sau powder? Ce tehnică o să alegi? Vom face pudrat ei, fiindcă e mai rezistent și ea a avut deja pudrat, doar că e o lucrare foarte învechită și trebuie să înnoim. Așa, bun, pentru ea voi alege o culoare mai deschisă pentru sprâncene, fiindcă e și blondă și sprâncenele închise tot adaugă ani. Așa. Ah, bun, deci sprâncenele închise adaugă ani. Că nu sigur, ne mai sigur întunecăm sprâncenele cu creionul închis. Bine, la și fardurile foarte mult contează. Deci culorile mai pastelate tot dau tinerețe și nu ne duce în zona de... Fiindcă multe din noi, dacă e evenimentul seara, machiaj de seară, machiaj de seară, da. Oi, Doamne, cuvântul ăsta, deci m-a... Eu... Am multe fete în salon care asta își doresc, chiar dacă le explic, le aduc argumente, că îmbătrânește, deci din foarte serios vorbesc, că vin fete de 30 de ani și se duc de 37, dar asta e dorința lor, că li se pare că vin mai rar și vor să umple fața cu de toate. Le fac o consultație, le vorbesc, dar asta e. Smokey Eyes este un machiaj care îmbătrânește. Putem să scriem și pe burtieră. Puține femei care își pot accentua expresivitatea lor cu un machiaj închis. Există, dar foarte rar. Da. Să fim atente la sprâncene, cum le faci. Da, deci sprâncene trebuie foarte atent. Eu voi face... Mergi pe linia naturală? Mă voi ridica un pic. Bine că eu mai frumos când sunt fire de păr, acum nu prea avem, dar eu voi face o imitație și de câteva fire. Ca să vedem diferența, dar chiar să lași o sprâncenă așa și una așa, ca să vedem okay exact... Dacă Ina permite... Vreți să râdeți de mine, nu? Diferența. Nu, vrem să învățăm. Vreți să faceți o emisiune de divertisment. Uite, data viitoare o să facem un machiaj pe jumătate de față, ca să vedem clar cât de mult ridică
putem ridica fața, da, prin trucurile astea de make-up. Mă ofer eu model dacă Ina nu acceptă. Da. De obicei, fetele care nu sunt căsătorite nu acceptă, dar care sunt maritate nu au nicio problemă. Serios? Bine, așa mai glumim, dar... Mă gândeam că știi tu din experiență. Dar chiar e foarte greu să găsești un model care să-i faci poză, înainte și după. Fie că vrei să o pui pe Instagram sau pe paginile de socializare, ca să se vadă schimbarea, acceptă, dar foarte puține. În cazul, bine, clar că îi faci cadou machiajul ăsta, dar toate vrem să ne sculăm dimineața ca păpușile. Da. Observ că îi faci și câteva fire. Da, sigur. Mai nou, deci, nu că mai nou, dar deja cred că se face și transplant de fire. Dar noi ne limităm la... ca să nu... Bun, deci nu le-ai făcut foarte groase, nu i-ai făcut o groasă. Ai ales o culoare... Uite, jumătate de față, vezi cât de mă contează... Da, sprânceana. Ia, întoarce-te un pic, așa. Da, foarte ai mult. Ai făcut jumătate de față, vezi ce transformare. Da. Ci că dacă e un machiaj bun, că vorbeam pe drum despre transformare, o femeie, dacă se vede frumoasă, uite, dacă ar avea un astfel de machiaj în fiecare zi, se simte, iese instant din depresie. Nici la psiholog da, nu exact. E nevoie. Dar în același timp se spune că bărbații nu sunt așa de încântați de... machiaj, că nu preferă femeile machiate. Tu ce părere ai, Elena? Bine, știți, sunt evenimente... Bine, când... la un eveniment în care trebuie să strălucească. Sunt bărbați care pentru soțiile lor nu te machia, dar pe la evenimente tot se uită la modele și machiate. Eu socot când limita bunului simți, când noi accentuăm frumusețea, e foarte ok. Dar deja cu tendințele și cu moda, fiecare hotărăște. Bine, și nici să nu exagerăm cu machiajul. Eu am avut o colegă în facultate, nu ieșea nici până la coșul de gunoi nemachiată. Adică ea, ca să ducă coșul, trebuia să macheze. Pentru că avea impresia că nu arată bine nemachiată. Că noi n-am văzut-o niciodată nemachiată și cred că nici iubitul ei sau soțul. Nu, asta nu e ok, fiindcă deja aici este lucru cu sine, cu acceptare, fiindcă e frumos să te scoli nemachiată, noi suntem mai copile, suntem noi cu noi, asta e cea mai... De asta există și machiajul semi-permanent, adică care ne ajută... Deci sprâncenele este cea mai versatilă forma feței de, și practic ne redă 90% din tot ce putem noi schimba și iată ridicatul ăsta. De asta cea mai bună investiție a unei femei. Despre micropigmentarea buzelor, ce părere ai? Întâi sprâncenele, pe urmă buzele, fiindcă buzele sunt un moft. Le mai rujăm, le mai... Acum glumesc și eu. Întâi dinții și după aia buzele. Da. Buzele după aia... Da, glumea cineva. Mai întâi treceți pe la stomatolog și după aia vă puneți acid în buze. Circula gluma aia. Acum tu spui, întâi sprâncenele și după aia buzele. Da, fiindcă, cum am zis, că sprâncenele fac 90% din forma unei fețe și... Dar de ce nu râdeți la glumele mele? Adrian, ce da, de ce e nu suntem hazli? E liniște așa în regie. Se concentrează, ce... se gândesc acum, le place? Vă concentrați la glumele mele? Vă gândiți dacă vă plac? Da. După sprâncenele perfecte, așa, ce urmează? Buzele sunt, vor fi bijuteria acestui machiaj. Vom folosi un roze pudrat, ușor, nu foarte deci închis. Care sunt culorile ce întineresc? Culorile calde. Ar fi ok și un nude pentru Ina, dar eu zic să-i facem un roze ușor. Multe doamne preferă și culori mai închise, sunt ok, dar iarăși mă uit la ținută, la culoarea părului, fiindcă dacă pun accent pe coafură, atunci cu machiajul un pic ne ducem pe planul 2. Dacă machiajul este, de exemplu, ochii mai natural, buzele dăm din plin. Așa. În cazul Inei? Roze, natural, pudrat, gingă și finuțe. Important să avem un ruj rezistent, ca iarăși nu intră în pliuri, fiindcă cu timpul se duce din hidratare și ele sunt mai uscate. Și vom folosi un ruj rezistent, lichid, și vom adăuga un pic de gloss de luciu. Buzele închise?
Deci trebuie să strălucească așa buzele, da, ca să îmi dai efectul acela de buze pline și... Ia să vedem rezultatul, să vedem pe Ina. Cred că trebuie să facem ceva și la păr, nu? Da, 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 sigur. Vreau să deschide buzele. Deci Ina vrea și să zâmbească. Am rămas și eu în gura căscată, știi? Zici că îmi dădeai și mie cu glos. Folosești aceeași nuanță pe toată buza sau mergi așa în degrade? Bine, fac și umbre, dar în dependență de... Iarăși. Când clienta îmi permite să-i măresc un pic buzele, atunci degradeul ăsta arată foarte bine. Este vreo clientă care nu vrea să-i mărești un pic buzele? Da, sunt, fiindcă da, nu la toți, iarăși, țin cont de bărbaților, de soților și asta e corect, fiindcă când mergi în pereche nu poate să-ți placă doar ție coafura. Sau, așa că da, sunt, îmi spun, vreau, fiindcă nu ar fi rostul să-i fac cum prefer eu, fiindcă pe urmă am de șters buzele waterproof cu ruj rezistent jumate de oră să-i curăț fața. Da, sigur, s-au întâmplat de toate în experiența mea. Acum, fiindcă Ina e tânără, dar trebuie să o facem și mai tânără, deci voi lua, de unde pornește efectul de lifting, iată de aici. Am ridicat un pic sprâncenele și ridicând lateral părul de la tâmple, vom mai da încă un pic de lifting. Va fi un mic bisturiu pe fața Inei până de seară. Până la ora 12. Așa, am luat două șuvițe de păr, le strâng, iată așa. Deasupra urechii. Stai că m-am bucurat. Și mi-a picat telefon, deci deasupra urechii. A, vreau și eu să-mi fac efectul ăsta. Da. De aici, nu? Am prins bine? Ia uite, așa. Da, 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 e ok. Și, și cu un elastic, nu? Cu un elastic simplu, da, iată ca în capul meu. Dar nu te doare scalpul? Bine. A, bine, pentru efectul de lifting mai nu contat. E nimic, că porți o zi. Iată așa, am strâns. Ina, ești ok? Da. Ești fericită? Fantastic. Așa. Iar după asta cred că am să-i fac un... Vreau să-i strâng totuși părul. Acum, ca să iau un pic din obraj. A, și practic nu se vede, e ascuns. Sigur, cu acest truc poți face orice coafură. Îi dau un pic de volum. Pe bine, asta tot data trecută când am fost, că am zâmbit prea puțin. Acum să zâmbești pe tot pentru data trecută. Bine, păi cum am vorbit? Acum ești perfect machiată. Sunt relaxată, data trecută aveam emoții. Se mai poartă părul cu fixativ? Sigur. Bine, fixativul bine, tot poate fi... Coafură. Puțin sau mult, cred că nu? Fixativul poate fi... Care fixează... Când fac nașele, da, miresele, deci vor să țină coafura și a doua zi și la toate dansurile și la zeamă și să se ducă, să culce cu ea. Dar pentru evenimente mai simple, mai natural, mai ușor. Minunat. Nu cred că mai ai timp să-mi faci și mie acest efect de lifting. Dar o să stau așa toată emisiunea. Imediat. Gata, acum face, am primit Elena trucul. Păi nu mai avem timp. Ține mâna. Se mișcă cu viteza luminii. Deci într-o oră. Și emisiunea noastră tot așa trece. Și machiază-te și coafează. Da, am observat că ești foarte rapidă, Elena. Așa. Ia. Și se poate de făcut o coafură doar cu câteva grafe. Aici am făcut un pic de volum. Acum iau părul, pun câteva ace, draga mea, și clientele nu stau degeaba, ce credeți? Ina, mai e? Bun. Iar Ina a întinerit cu 7-8 ani și cu zâmbetul ei a întinerit 10 ani. Mulțumesc tare mult, Ina, mulțumesc tare mult, Elena Postica. După emisiune, te rog să-mi prind și mie părul așa cu efect de lifting. Sunt machiată de colega mea. Sigur, m-am machiat foarte bine, n-ai ce să zici, da? Plus că am 20 de ani, ce mai, cât să întineresc, da. Mergem la Tania Tudor, medic cardiolog, care o să ne vorbească despre sindromul inimii frânte. Da, există, așa cum spuneam la început în emisiune, dacă îi spui cuiva că te doare inima, la figurat nu te crede, dar durerea sufletească există. Iar durerea, suferința, poate să-ți îmbolnăvească mușchiul inimii. Este vorba despre cardiomiopatie.
Aflăm imediat dacă se poate și muri de imărea, știți vorba aceea din popor. Bine te-am regăsit, Ania. Bine v-am găsit și eu. Bună seara, încântată să vă văd din nou. Anisa, arăți extraordinar, îți stă foarte bine în această nuanță, te admir. Mulțumesc tare mult, Tania. Ultima oară ne-am întâlnit, tu erai artistă, da? Iar acum, iată, ești medic. Ce frumos le îmbin tu pe amândouă. Da, le îmbin, mă strădui. Acest sindrom al inimii frânte poate apărea la oricine sau există persoane cu o predispoziție? În general, anume acest sindrom al inimii frânte, el poate apărea la oricine, totuși mai frecvent afectează femeile. 9 din 10 cazuri sunt femei în menopauză, deși poate să apară la orice vârstă. Principalul lucru pe care trebuie să-l știm că această afecțiune este cauzată de un stres foarte mare, ca regulă sau cel mai frecvent, de pierderea unei persoane iubite, de cineva la care ținem foarte mult, sau alte circumstanțe din viață care sunt ieșite din comun, să spunem. Un abuz efect domestic, al poate. Unui șoc puternic, da, sau un trebuie șoc să puternic. Fie o suferință exact. Pe termen lung pe care o resimțim? Da, într-adevăr. Este cauzat de un val de catecolamine, de hormon al stresului, în special o eliberare masivă de adrenalină. Și inima, deși vasele sunt absolut sănătoase și apare anume în plină sănătate, practic, are loc o dilatare specifică a mușchiului cardiac, a cavităților cardiace, și radiografic arată ca un vas care un vas japonez, el de fapt a fost descris de un medic japonez și denumit sindromul Takotsubo. Takotsubo este un vas în care se prind caracatițele. Are o formă specifică pe radiografie inima în această situație și este de fapt o afecțiune temporară, această dilatare în timp, după repaus, după un tratament, se reduce, da, inima revine la dimensiunile obișnuite, însă, din păcate, în cazuri rare există și decese, există complicații grave, insuficiență cardiacă, pot să apară aritmii, deci este un sindrom care se manifestă ca și un atac de cord. Ca deci după cum îți e norocul, poate să revină inima, mușchiul inimii la dimensiunile normale și... În cele mai multe cazuri, din fericire, îți revine, însă există și recurențe, cam la 5% din oamenii care au avut odată, s-ar putea să se mai întâmple și a doua oară, în cazul că mai apar... Inima e slăbită, cum ar veni. Da, inima este slăbită, este adevărat. Ca să vorbim în termeni populari. Deci este posibil ca eu să-mi fac un EKG, electrocardiogramă, să nu am absolut nicio problemă și după un șoc mare, o veste care mă dă peste cap, să-mi fac electrocardiograma și să mi se pună diagnosticul de cardiomiopatie? Da, exact așa se întâmplă. Numai că în cazul cardiomiopatiei de stres, cauzată de stres, apare clinica în primul rând. Ca regulă, omul simte o durere intensă de inimă, însoțită și de dispnee și de sentiment de palpitație, așa, de senzație de bătăi de inimă rapidă, și din cauza asta se adresează la medicului. Dar noi știm că inima nu doare, e un mit? Poftim? Noi știm că inima nu doare la propriu, e un mit? Vorbim de o durere retrosternală care seamănă mai mult cu apăsare puternică. Doare inima, inima doare. Deci se manifestă ca o apăsare în piept. Da, da, da. Ca poate fi confundată cu o altă durere?
Desigur, poate fi confundată cu altă durere, poate fi confundată cu o durere puternică de stomac, poate fi confundată cu o problemă intercostală. Deci, în principiu, există mai multe patologii care mimează patologiile cardiace și viceversa. Și da, este necesar un diagnostic diferențial. În cazul dat, neapărat o să se efectueze electrocardiogramă, o să se ia teste de sânge, o să se efectueze ecocardiografia pentru a vizualiza cavitățile cordului și structurile cordului și funcția acestuia și în rezultat poate fi stabilit diagnosticul corect. Când ar trebui să ne adresăm medicului? În general, oricând simțim anumite simptome, în special dacă observăm o slăbiciune, o fatigabilitate inexplicabilă, dacă observăm palpitații cardiace neobișnuite, da, care la un test, la un efort fizic moderat sau care înainte nu ne trezea niciun fel de senzații. Bineînțeles, atunci când simțim apăsări, dispneie la efort fizic, neapărat este să vă adresați medicul. Această cardiomiopatie poate apărea și la copii? Aceasta nu, dar în general cardiomiopatie există la copii, există cardiomiopatie dilatative și alte forme, deoarece aceasta nu este unica cardiomiopatie și din toate existente este cea mai benignă, să spunem, și copiii care se plâng de palpitații sau slăbiciuni sau îi observați mai puțin activi sau nu vor să participe în jocuri împreună cu prietenii, colegii, ar trebui să suspectați și să clarificați situația, da, să vă adresați medicului pentru un diagnostic. O astfel de afecțiune în rândul copiilor poate fi depistată încă din primele luni de naștere prin ecografia aceea de cord? Nu. De obicei apare la vârstă mai mare, la vârsta școlară, de la 7 la 17 ani, se manifestă, să spunem așa, și vorbim de altfel, alte tipuri de cardiomiopatii, pot fi cauzate de, sau pot să apară post după infecții respiratorii. Există cardiomiopatii cu predispoziție familială, dar acele sunt alte forme, însă ele o să dea semne. Doamna doctor, dar putem să luăm un tratament de prevenție în cazul în care avem o suferință foarte mare, să luăm ceva care să ne calmeze pe moment ca să nu ajungem să ne slăbească inima? Da, în cazurile când avem un stres, dacă observați o tristețe pronunțată, să spunem. Bine, știm cu toții semnele depresiei și în cazurile când avem stresuri, ar fi bine să apelăm inclusiv și la un psiholog, poate, care să ne ajute în situațiile dificile din viață. Ar fi bine să nu renunțăm sau să nu negăm antidepresantele. Sunt mulți pacienți care, chiar primind o prescripție, refuză acest tratament și fac o mare greșeală, deoarece în timp pot să aibă complicații pe diverse organe și în special pentru această în cardiomiopatie pot să apară chiar și gânduri suicidare, de aceea bine ar fi ca să acest punct de managementul stresului, de fapt la moment este recunoscut drept unul din punctele pe care mergem în prevenția maladiilor cardiovasculare și de aceea și maladiilor cardiace, de aceea trebuie luat statutul ăsta psihoemoțional în serios și trebuiește menajat ca atare, da? Atacurile de panică îți pot slăbi inima? Îți pot afecta? Pot afecta funcționarea inimii în timp? În timp. Bine, nu am întâlnit. Eu nu am văzut așa ceva în literatură, dar ca regulă, mai bine zis, se întâmplă invers ca regulă. Problemele cardiace sau instalarea unei probleme cardiace poate să genereze atacuri de panică. Deci atacurile de panică nu sunt doar pe fond psihic, psihologic și emoțional. Poate fi o afecțiune ascunsă undeva, nu? Inclusiv cardiacă. Da, poate fi.
Mulțumesc mult de tot, doamna doctor Tania Tudor. Vă îmbrățișez și vă aștept și în platou ca artistă și ca medic. Mulțumesc, eu am o piesă nouă care mă gândesc să o lansez, dar deocamdată nu am timp, așa că îmi fac timp și neapărat vin. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Abia așteptăm, mulțumim mult, mulțumim, la revedere. Mersi. Cu mare drag, să fiți sănătoși și aveți grijă. Doamne ajută, să avem grijă și voi să aveți grijă de inima voastră. Uitați-vă mai mult la 7 TV pentru că emisiunile de aici chiar fac bine. M-am întâlnit la un moment dat în parc, mă plimbam cu fetița și era o domnișoară la alergat care a strigat după mine: super emisiuni, mă uit mereu la Fresh Access, și m-am simțit foarte bine. Eu dacă mă uit la 7 TV, liniște sufletul, sincer, și e foarte important. Iar acum Adrian Stoica, producătorul general al televiziunii și producătorul meu și realizator, expert în sentimente, vine cu o veste minunată. Te îmbrățișez cu drag, Adrian. Bună, Anisa. Vin cu o veste minunată pentru cei de acasă, pentru că, așa cum i-am obișnuit, în fiecare toamnă venim cu surprize noi pentru ei. Pentru unii dintre cei care ne urmăresc, dat fiind că sunt telespectatori fideli și probabil că mai m-au văzut săptămâna aceasta la Alături de Tine, dând din casă și împărtășind din schimbările care au avut loc în grila noastră de toamnă. Dar acum, în premieră, voi face acest lucru și la Fresh Access. Sper că nu-mi dai vestea în direct să scoate Fresh Access sau ceva. Băi, nu știu. Te rog eu să te uiți pe grilă, că acum mi-ai dat emoții tocmai cu inima, știi cum... Știi cum e aia, că veștile proaste se anunță în public ca să nu ai posibilitatea Nu, nu este cazul. Fresh Access își păstrează și ora, și durata, și frecvența, și absolut tot. Deci ne vedem de luni până joi, de la ora 17. Deci nu există nicio schimbare în ceea ce privește Fresh Access-ul. Schimbarea se va vedea și o vor vedea cei de acasă într-un conținut din ce în ce mai atractiv și mai pe gustul lor. Referitor la schimbări, așa cum am mai anunțat, sunt câteva producții noi, sunt câteva rubrici noi care apar în emisiuni deja existente și câteva emisiuni consacrate la A7, ca să spun așa, care schimbă ora de difuzare sau ziua de difuzare. Și o să încep în ordinea grilei și a orarului. Practic, după tine urmează Alina Ilioi, începând din 16, deci de luni. Alina va fi în continuare cu Alături de Tine, de luni până joi, de la ora 18, doar că emisiunea va avea o singură oră, va fi de la 18 la 19, deci nu două ore, cum știți și cum a fost până acum, însă această oră va fi poate mai concentrată și mai plină de subiecte și de informații pentru cei de acasă. Așa că nu am făcut rabat la calitate, ci doar la cantitate. De asemenea, cu Alina, pe același interval orar, adică de la 18 la 19, ne vom putea întâlni sâmbăta într-o producție nouă, total diferită de ceea ce suntem noi obișnuiți și ce am văzut la Alături de Tine. Producția se numește Jurnal de Adolescent. Este o emisiune despre adolescenți, cu adolescenți, despre problemele lor, despre întrebările lor, despre relația lor cu părinții și cu societatea în general. Pentru că, după cum bine știi, vârsta asta între 13 și 18 ani cumva e destul de dificilă atât pentru tineri, cât și pentru părinți. Coborând pe grilă, substanțial, emisiunea Substanțial a lui Adi Călin nu va mai fi de la ora 21, ci va fi imediat după Alături de Tine, deci de la ora 19 la 20, însă doar de luni până miercuri, nu și joi. Joi avem deja o producție nouă, telespectatorii au putut să vadă pilotul emisiunii Dreptul la Adevăr, cu Andrei Tinu și Artin Sarchisian. Emisiune juridică, două nume cunoscute în chiar și în mass media românească. Ei vor dezbate diverse probleme
spinoase și controversate și pe care de multe ori le-am băgat sub preș și am evitat să discutăm despre ele. În emisiunea pilot s-a vorbit despre consumul de substanțe interzise, despre droguri, vom vorbi despre avort, despre sinucidere asistată, despre tot felul de lucruri mai puțin discutate. Iar mâine va fi prima ediție live, unde telespectatorii vor putea suna și vor putea pune întrebări dacă se regăsesc în subiectul respectiv. Mâine, din câte știu, vom discuta despre abuzurile pe care le poate face statul sau reprezentanții statului, inclusiv poliția, jandarmeria și așa mai departe. Dar fiindcă au fost o mulțime de cazuri în care oamenii au fost bătuți sau cel puțin așa au susținut ei. Mergând mai departe, după Adi Călin, începând cu orele 20, o avem în continuare pe Flori Stoian cu La Zi, cu emisiunea La Zi. Deci, practic, se păstrează în grilă. Iar lunea, experți în sentimente, cum am mai anunțat, se mută de la ora 22 la ora 21, deci de la 21 la 22, rămânem în aceea zi de luni, doar că ne mutăm cu o oră mai devreme. Iar joia, pe același interval orar 21-22, o să revenim cu ediție specială. Telespectatorii mai vechi a 7 TV știu despre ce este vorba. Este o emisiune care a mai fost la A7. Iar această ediție specială va fi cu directorul postului nostru, cu Marius Creța și cu Adi Călin. Emisiunea lui Cornel Drăvășan, Știrea cea bună, va fi de la orele 21-22, dar sâmbăta și duminica. Se mută în weekend, tocmai pentru a avea un boost de energie și în weekend. Și pregătiți-vă, pentru Cornel va pregăti niște surprize extraordinare pentru aceste ediții. Matinalul rămâne tot de la 8 la 10. Matinalul rămâne tot de la 8 la 10, dar se îmbogățește cu o rubrică nouă, Rețeta de 10, care va fi difuzată de două ori pe săptămână, unde vom găti rețete delicioase ro-vegane. De asemenea, emisiunea Book Media a căpătat o rubrică nouă, Poliția de Română, o rubrică de gramatică. Mai avem o producție nouă. Dacă, cred că și tu ai văzut și telespectatorii au văzut și au reacționat foarte pozitiv la interviurile pe care Alina Ilioi le face cu cei de la BookZone, da, la lansările de carte. Acele interviuri vor putea fi urmărite integral la A7 TV într-o nouă emisiune care va fi duminica de la ora 10. Duminica de la ora 10. Bineînțeles, în reluare și pe alte intervale orare, dar premiera va fi duminica de la ora 10. O toamnă roditoare. Da, și vom mai avea și un podcast pe probleme de HR. Așa că cei care întâmpină la job diverse probleme sau sunt în căutarea unui loc de muncă sau nu se înțeleg cu șeful sau orice alte probleme ar avea, pot urmări această emisiune, pot da telefoane în direct. Podcastul, acest podcast de HR va fi cumva, imediat vă spun, nu mi-e greu să le țin minte, dar fiindcă sunt foarte noi și încă nu au intrat în... Imediat, va fi joia de la ora 15. La 15, la 16. Mi-a șoptit Dan din... S-a șoptit Dan, da. Deci ce înseamnă echipa? Da. Tu vei fi producătorul căror emisiuni? Eu rămân în continuare producătorul emisiunilor de după masă. Da. Adică emisiunilor începând cu De vorbă cu doctorul și până seara târziu. Iar colega noastră Adriana pe tura de dimineață, pe emisiunile din weekend și
tot ce se întâmplă până în ora 16. La experți ai spus că se modifică doar ora, ziua rămâne aceea, se modifică ora, în loc de 22 este ora 21. Eu zic că e foarte bine. Și eu zic că este foarte bine. Na. Frumos aranjate, frumos împachetate. Uite, o întrebare așa pe final. În primul rând, felicitări întregului post și ție, pentru că știu că ai muncit și tu ceva la această nouă grilă. Felicitările cred că sunt pentru noi toți, pentru că oricât ar munci unul sau celălalt, degeaba ar munci dacă ar munci de unul singur. Adică, cumva, este muncă de echipă și asta ar trebui să înțelegem cu toți, că tragem la aceeași căruță, cum se spune, și e în interesul tuturor ca lucrurile să fie din ce în ce mai bine, se vadă din ce în ce mai bine pe post. Și din câte am observat, chiar se întâmplă lucrul ăsta, dar ăsta nu este meritul nostru, ci e meritul și al celor de acasă care se uită la noi și ne primesc în casele lor în număr din ce în ce mai mare. Vreau să-i răspundem lui Răzvan Anghel, că e telespectatorul nostru și ne urmărește zilnic. De ce se scurtează emisiunile? E foarte supărat că s-a scurtează acum și alături de tine, că s-a scurtat Fresh. Răzvan, o să-ți răspund cu o vorbă din popor. Esențele tari se țin în sticluțe mici. Mai bine, mai scurt și mai concentrat, cu mai mult dinamism și mai multă informație, decât ținem la mai mult la calitate decât la cantitate. Da, mulțumesc tare mult, Adrian Stoica. Am ajuns mulțumesc la finalul emisiunii. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de mine. Alina Ilioi urmează alături de tine. Să aveți o seară frumoasă. Să ne vedem mâine de la ora 17. Cu bine! Program a fost oferit de Maurer